Să avem estimările privind rezultatele. Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS, Grupul de Studii Sociocomportamentale Avangard și Fundația Biroul de Cercetări Sociale au fost acreditate să facă sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 2020. Iar în această seară, la ora 21, B1 TV vă prezintă Exit Poll-ul Avangard. Exit Poll-ul este realizat de CURS și Avangard împreună. Noi întotdeauna realizăm exit poll-urile împreună. În primul rând, cred că duminica aceasta toți ochii vor fi și toată atenția va fi direcționată în ceea ce privește prezența. Prezența la vot este un indicator cheie. În funcție de acest factor pot avea loc surprize în cadrul unui scrutin, punctează directorul Avangard Vladimir Ionaș. La ora 21 noi vom prezenta rezultatele pentru municipiul București și pentru sectoare, municipiul Craiova și municipiul Constanța. Sunt localitățile în care facem exit poll. Cetățenii pot afla astfel în direct pe B1 TV estimările realizate pe baza unor sondaje făcute la ieșirea de la urne în ceea ce privește Primăria Capitalei și primăriile de sector. În ceea ce privește municipiul București, avem aproape 250 de oameni implicați în culegerea de date. Vrem să prezentăm rezultatele și pentru fiecare dintre cele 6 sectoare și atunci șantionul este unul foarte mare. Și cum am obișnuit în ultimii 10-12 ani, suntem siguri că vom prezenta rezultatele foarte apropiate de cele finale oferite de PEC când vor termina numărătoarea. B1 TV va prezenta exit poll-ul Avangard CURS de la ora 21. Și ca totul să se desfășoare în bune condiții,